Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare la alegere despre ceea ce simte o anumită persoană la care vă gândiți când alegeți una din cele trei variante. Eu vă recomand să alegeți o variantă, maxim două, pentru o anumită persoană. Dar cel mai recomandabil, că altfel faceți tot un talmeș-balmeș, este o variantă pentru o singură persoană. Dacă simțiți că nu rezonează, poate că intuiția voastră a fost un pic bulversată, puteți să mai alegeți din alte considerente din celelalte două, da? Mie mi se întâmplă, am și eu oamenii pe care ascult și se întâmplă uneori, chiar dacă aleg ceva, să se regăsească la alt număr. Nu intrați în panică, doar ascultați cu atenție. Acum, aveți de ales între numărul 1, Phoenix, numărul 2, Crucea Persană. Am vrut doar medalioane și numărul 3, peștișorul, care deja este afectat. Codița sa i-a fost afectată. Probabil că o să se recupereze în timp, o să-i regăsesc o altă codiță. În fine. Vă gândiți, vă puneți pauză și eu îmi continui etalarea, da? Dragii mei, cei care ați ales Phoenix-ul, știți că Phoenix înseamnă renaștere, da? Moarte și renaștere. Interesant este că în timp ce am amestecat cărțile, evident că știind că urmează numărul 1, am amestecat cu gândul la numărul 1, a vrut să apară o carte. Și ce a apărut, dragii mei? Moartea, Scorpionul. Poate în perioada aceasta, că toți suntem în perioada Scorpionului, ceva se transformă în relația voastră. Dar clar, moartea și renașterea, sunteți marcați, ori aveți acolo planete. Unul dintre voi se întâmplă ceva, sau în casa opta, sau ați încheiat relația definitiv din niște motive când voi știți și cu acest Phoenix simțiți totuși că ceva va renaște. În ce sens va renaște, se va transforma, rămâne de văzut. Poate că veți, nu, poate cu siguranță vă veți transforma, dar vom vedea ce apar, ce cărți apar. La capătul setului de cărți, nouă de cupe. Acest personaj chiar simte, ia uite, foarte multă pasiune, obsedant de multă pasiune. Dar a fost necesară o așteptare în acest wow, în această atracție, pe care o conștientizează ca pe o atracție foarte specială, 4 de băte. A fost necesară o așteptare, 7 de monede, probabil 7 urmat de 8 de monede, probabil, eu așa, mai zic probabil, dar simt că totuși această așteptare a fost necesară ca cel puțin unul dintre voi să vă transformați, să vă pregătiți pentru celălalt, cu alte cuvinte. Și totuși acest personaj speră, nouă de cupe, are emoții. Are emoții intense în preajma voastră. Emoții, nu doar atracție, emoții. Simte că sunteți ce și-au dorit. Acum o să pun cartea aceasta deoparte. Interesant, regina de cupe. Poate că sunteți, dacă v-ați ales Phoenix-ul, aveți marcaj în Peștera, Scorpion, într-o formă sau alta, luna, ascendentul, ceva. Am văzut regina de cupe. Da. Această dragoste a trebuit să se transforme. O să amestec, o să pregătesc cărțile. Eu vă spun ce a apărut. Un mesaj în plus în timp ce amestec, da? Din seria, altă serie de cărți a apărut Justiția. Justiția, iar probabil balanță Scorpion, acolo conjuncție ceva sau trecerea în conjuncție, vreau să zic cuspida. Dar poate că aveți conjuncții în balanță, în Scorpion, e cuspida, e trecerea dintre contractul dintre cele două suflete, dintre karmă și eventual transformare înspre dharmă. Iar trebuie să învățați să vă echilibrați. Sunteți diferiți, dar aveți și multe asemănări și din acest motiv, această separare a fost necesară ca să vă pregătiți. 10 de băte pe orizontal și spânzuratul pe orizontal. Iar o așteptare cu spânzuratul, niște sacrificii au trebuit să se facă de unul dintre voi într-o situație apăsătoare,
în care ori aveți probleme acasă, unul dintre voi, mai ales cu justiția, poate aveți un job epuizant și nu v-a permis să vă implicați în relație într-o formă sau alta sau ceva. Ceva a trebuit să se echilibreze. Ori să învățați să vă eliberați, să nu vă mai sacrificați în zone care vă epuizează energetic. Și din acest motiv a apărut, ia uite, moartea. Apă, emoții, emoții intense, apă care curăță, apă care fertilizează, emoții care, ia uite, iar 9 de cupe, deschid la 9 de cupe. Emoții care vă fac să sperați, dar, iar 2 de monede, nevoia de a alege a cuiva. Din altă serie de cărți s-a arătat elefantul, regele de foc, cu alte cuvinte, o energie extrem de intensă din partea unei persoane. Posibil pentru unii dintre voi, o persoană este destul de mare, e înaltă, bine făcută. Posibil această persoană să trebuiască să se transforme cu acest flutur, să-și transforme psihicul și felul în care vede erotismul, apropo de psihe și eros, da? Acest personaj în această perioadă și-a dorit tot timpul să vină să dărâme blocajele care stau în calea relației dintre voi. Și va veni la un moment dat, cu viteză, apare leopardul, cu foarte mare viteză, multe cărți de foc, ca să, cu această șopârliță, care știți că e prezentă la regele de bâte, cei care urmăriți tarotul de mai mult timp, dar în acest context, șopârlița o văd ca pe o dorință de a crea uniune. Da, șopârla își schimbă culoarea în funcție de mediu și simt că în funcție de voi acest personaj sau datorită vouă acest personaj s-a transformat și vrea să fie mai aproape de vibrația voastră. Mulțumesc de inspirație. Își dorește foarte mult să comunice cu această privighetoare. Poate cântă, poate nu cântă, dar e importantă comunicarea în relația cu voi. Acum, acestea au fost mesaje în plus. Hai să vedem. Am amestecat, da. Acum să tai cărțile ce simte. Despre voi. O să încep mai întâi, amând totuși ce simte, vreau să văd situația dintre voi. Am vorbit de o separare, dar totuși vreau să văd cărțile ce arată. Separarea aceasta mai durează? Ia. Situația dintre voi în această perioadă. Moment, doi de monede pe care le-am văzut mai devreme. Ia uite, suferință. Wow. Și sursa și soarele. Soarele, sursa este trezire spirituală. Da. Și soarele și întunericul. Acest personaj a trecut, poate că și voi. A trecut printr-o perioadă de mare suferință și întuneric ca să se trezească la o nouă viață, la nu o conștiință. Interesant, dar Fenixul renaște din cenușă. Aceste două cărți reprezintă întunericul. Chiar dacă cinci ar trebui să fie marele preot. Dar e o lecție spirituală foarte intensă din care acest personaj, sau voi, sau relația dintre voi, da, a trebuit să treacă ca să renașteți. Să vă treziți la niște simțuri. Soarele. Pentru aceasta a trebuit să se aleagă, să se meargă pas cu pas, cu răbdare, să se învețe un echilibru. Am văzut și justiția care vorbește despre echilibru, o echilibristică în alegeri. Ca să puteți manifesta soarele, renașterea, trezirea, bucuria, creativitatea, viața, chiar dacă ați trecut prin suferință. Interesant. Ia uite. Acest personaj, dar și voi, apare lumea, dar în aceste cărți lumea este descrie ceva. Iar trezirea unei conștiințe, eventual al treilea ochi, iar fluturile, transformarea,
Cel puțin a unei persoane, dacă nu a și a voastră, și a lor, a ambilor, vreau să zic, trezirea la o nouă conștiință în care vedeți dincolo de iluzii. Dacă până acum ați trăit, iau, a trebuit să lăsați în urmă un fel de a fi jucăuși, adicții, chestiuni care țin de viața voastră personală, poate să fie și la nivel de relație, dar și separat. Adicții, triouri, jocuri, jonglerii trebuiau lăsate în urmă. 8, transformare, iar scorpion, casa 8 a scorpionului, ca să se vadă, să se ajungă la o încheiere de capitol, da? În spatele iluziilor. Acum se vede în spatele iluziilor. Iar s-a oprit la lună. Dar, imediat, am zis că am tăiat cărțile. Ce simte? 6 de spade. 6 de bâte, interesant. Valetul de monede. Asul de monede, wow, ce frumos. Da, ar vrea. Hai, mai pun câteva. Își dorește foarte, foarte mult acest personaj să fie cu voi. 8 de spade, 10 de monede, pentru că vă simt sufletul lor pereche. La capătul setului de cărți luna, voi nu vedeți lucrurile astea, poate că țin ascuns toate stările, pentru că dacă nu e contact, nu e legătură, e transformare, moarte și renaștere, cum să știți. Dar am zis, este o legătură profundă între luna voastră și luna lor, într-o formă sau alta, și transformarea prin care trec ei, probabil că aduce și transformarea voastră în secret, la distanță. Ia uite, 3 de bâte, 8 de bâte. E o distanță între voi. E necesară o călătorie care este confirmată și de 6 de spade. E necesară o călătorie, vreau să zic și comunicare, pentru că 3 de bâte, dar comunicare, călătorie și 8 înseamnă transformare. Această călătorie și această comunicare va transforma situația în care, eu știu, ați stat. Am vorbit de stagnare, parcă totuși am vorbit de stagnare când am vorbit la început despre spânzura, da? Ați stat. A stat pe loc. O mai trebuie să lucreze în niște aspecte, deși legătura dintre voi este foarte, foarte profundă, 6 de cupe. Ce simt despre voi? Simt nevoia, cred că au ales, eu așa simt, că au ales. Când se va manifesta, veți trece și veți vedea. Dar au ales deja. Să iasă din suferință. 6 de spade, lasă în urmă apele tulburi și merge către soare. Să iasă din suferință, să se transforme. Au ales să manifeste încredere, victorie, să vină. Își doresc să vină clar cu 2 de 6, da? Să vină să vă cucerească sau să vă recucerească sau să vă pețească pe unele dintre voi. Sau dacă nu, să vă invite la un eveniment. Într-un loc în care să vă ofere asul de monede, să vă fac o propunere și să vă ofere ceva, ori un dar valoros în care se exprimă, în care va exprima cât de prețioși sunteți, ori prin comunicare se exprime dorința de a manifesta o relație stabilă, o nouă etapă în viața voastră. Interesant că acest as de monede are în mijloc un soare, da? Este trezirea lor. Este trezirea lor, trezirea voastră. Dar ce frumos, nu? Există pentagramă, sunt de fapt două pentagrame. În acest început și unul și celălalt se va implica. Nu doar unul. Pentru că așa este normal, să existe reciprocitate. Obsedant, își doresc de la asul de monede să se ajungă la un 10 de monede, la abundență, la stabilitate, poate chiar la familie. Dar, ce mai simt? Posibil familia să aibă totuși o influență negativă și să fi fost o poticnire în calea manifestării acestui as de monede, familia, banii, jobul, contractele, că am văzut justiția, o altă relație de lungă durată, dar ei își doresc o relație de lungă durată cu voi, pentru că voi sunteți doi de cupe, sufletul lor pereche. Așa simt, asta simt. Și iar, e o comunicare telepatică.
Poate și voi, în ultima vreme, ați simțit altfel de emoții față de ei, dacă ați simțit întuneric, durere, la un moment dat, când v-ați separat, în timp, parcă, au venit altfel de emoții referitor la ei. Aș vrea să vedem ce simt ei în situația în care se află, odată, și apoi față de voi. De două ori. În situația... Oh, Phoenix! Extraordinar! Măi, ce sincronicitate! Phoenix, simt că renasc, că situația prin care ați trecut împreună a fost necesară ca să renască, că voi ați transformat și dragostea și tot. Wow! Ce frumos! Da, renasc dintr-o stare de libelulă, de jucăuș, de... Renasc și din suferință, de aute, din... Renasc. Mă bucur foarte mult. Ce simt față de voi acum, nu față de situații? Ce legătură are această hienă? Odată. Clarificăm hienă. Imediat o să vedem ce simt și față de voi, dar la un moment dat a apărut hiena. Hiena posibil să fie ori starea lor dinainte de transformare, în care nu aveau mândrie suficientă, nu aveau înțelepciune, a venit uliu invers și leul invers. Aer și apă, și când vorbesc de aer și foc, pardon, când vorbesc de aer și foc, vorbesc de mental și de acțiune, da? N-au avut un mental suficient de înalt. Uliul invers, uliul zboară cât, da, ca și Phoenix, cât mai sus. Leul este nobil. A fost prea sarcastic eventual, ori au în preajmă oameni sau cel puțin o persoană sarcastică care le-a stat în cale. În calea relației dintre voi. Așa simt. Ce mai vrea? Uite. Și a apăsat, uite, Camila. Din acest motiv au venit foarte greu. Camila merge încet, prin deșert, da? Lucrurile se dezvoltă greu în această relație. Le-au pus în cârcă, interesant. Cineva le-a pus în cârcă ori stare de vină, ori responsabilități, ori o atitudine plină de sarcasm. Evident că poate să fie și o stare de a lor ante-transformare, înainte de... Am văzut și palena. Înainte de a se întâlni cu voi, care i-ați provocat la renaștere, ce simt, odată, pentru voi? De două ori, de trei ori. Paunul și balena. Balena am văzut-o mai devreme. Balena înseamnă regele de cupe. O dragoste foarte profundă. Iar vor să vă atrag atenția cu păunul. Avem aer și apă. Pe de o parte, simt că voi atrageți atenția, dar și ei atrag atenția. Și din acest motiv faceți pereche bună împreună, într-o formă sau alta. Sunteți suflete perechi. Dar simt o dragoste foarte profundă, simt nevoia să vă comunice. Se vede cu doi de cupe, da? Să vă comunice într-un mod foarte subtil emoții și sentimente pe care nu le-au trăit, nu le-au povestit niciodată nimănui. Acest păun. Să știți că păunul este un simbol regal. Poate că unii dintre ei vin dintr-o familie mai specială, mesaj pentru unii, sau și-au descoperit noblețea în această transformare. Și-au descoperit noblețea. Noblețea emoțiilor. Și își doresc să îi vedeți. Ah, ce frumos vers! O să încerc să caut versul acesta sau versurile, un vers din Rumi sau niște versuri din Rumi.
ține tot de trezire, de o întâlnire. Vai, o să vă pun poezia în engleză, o traduceți cum vreți. Dar la un moment dat spune așa în acea poezie, ceva de genul: momentul în care te-am văzut a fost excepțional. Ți povestesc poezia. Ești tot ce am căutat întreaga viață. Și acum îmi dau seama că îmi doresc să te văd cu 1000 de ochi. Interesant că acest păun are, coroana sa are de fapt, da, penele arată ca niște ochi, da? Își doresc să vă vadă cu 1000 de ochi, să vă vadă din toate perspectivele, să vă cunoască în profunzime. Și voi, la fel, să fie vulnerabil, să-și transmită, să vă povestească despre emoțiile negative, dar și despre această renaștere. Wow, ce frumos mesaj! La capătul setului de cărți, Gazela așteaptă, așteaptă un pic și vor veni, uite, vor veni cu viteză, vor veni. Foc, foc, foc. Vor veni și să arate cât au crescut tigru, cât s-au maturizat. Încă mai e un pic de așteptare. M-ați zăpăcit, m-ați zăpăcit cu metalările astea. Bine, dar și mie îmi place să le fac. Ce mai simt pentru voi? O dată, de 2 ori, numărul 1, de 3 ori. 10 de cupe, vai, ce frumos! 10, împăratul, vor să fie bărbatul divin, să fie protectorul vostru, să vă asigure fericire materială și emoțională, să vă protejeze, 7 de bâte, să vă protejeze, am zis, să vă asigure stabilitate, am zis, nu mai știu de câte ori zic, dar când vin, vin mesajele. Este lumina, vedeți cărțile? Da, lumina care apare și aici, sursă. Acum sunt conectați la sursă. La acest foc interior care vine prin conexiunea cu divinitatea. Au crescut spiritual. Iar, pentru unii, cumpăratul și 10 de monede și am primit ca și informație mai devreme, probabil că sunt dintr-o familie puternică sau au poziția, au financiar, au reușit să în această transformare să capete și o poziție puternică undeva în societate. Roata norocului, da? Vor să schimbe energia situației dintre voi pentru că 6 de cupe sunteți sufletele lor perechi. Vă recunosc dintr-o altă viață. Vă recunosc. Au văzut în spatele iluziilor, am zis, în situația aceasta, au văzut în spatele iluziilor. V-au simțit și suferința voastră? Interesant, posibil și ei să simtă că și voi îi vedeți din multe perspective pe care restul lumii nici nu le ia în considerare. Wow, ce ar trebui să se arate? The Breaking, 65. Asta înseamnă 11, este un număr maestru, numărul flăcărilor gemene, dar 11 se reduce la 2, la relația dintre doi indivizi foarte, unu, da? Conducători, am zis, 6 de bâte, care atrag atenția, puternici, care pot să transforme ceva. The Breaking. Vor să spargă, să zic, gheața și să genereze. Să genereze cu acest foc, cu această sursă, creație, o nouă creație, Big Bang, da? Her Grace, doamnelor, aveți o grație specială pe care iau de 1 și 7, 17, iar 8, iar casa 8 a scorpionului. Ea s-a tras cu grație în această spirală, în această lume spirituală, emoțională, în transformarea lor. Un mesaj de la ei pentru voi. Cât am vorbit... Mesaj de la ei pentru voi. Da. Mesaj de la ei pentru voi. Numărul 1, pentru numărul 1, persoana la care v-ați gândit, ce ar vrea să vă transmită. Da. Pentru că tu
însuși își dorește comunicarea. Mesaj de la ei pentru voi. Oh, ce frumos! Aveți credință, ce frumos! Aveți credință că vor veni transformați. Aveți credință că încearcă să facă tot posibil. Atâția fluturi, au atâtea lucruri de transformat și voi și ei, dar aveți credință că va fi bine. 12. Interesant, 12 poate în decembrie se va manifesta ceva. Și 11 să țină de noiembrie, da? Noiembrie, decembrie, se manifestă o transformare în relația. Da, în relația dintre voi. Aveți credință. În această, citi și voi în engleză, da? Aveți credință în această situație. La capătul, wow, ce frumos, la capătul setului de cărți, The Union of Hearts. Această poveste de dragoste nu poate fi explicată logic, da? Decât simțită. Dragii mei, eu zic că e suficient cât am citit. Foarte intensă etalarea. Foarte intensă etalarea. Da, cam așa se întâmplă, nu? Cam așa se întâmplă. O să pun cărțile la loc. Dacă voi vreți să mă uitați la ele și mai simțiți un mesaj special pentru voi, voi știți. Acum. Dragii mei, cei care ați ales crucea persană, mă pregătesc cărțile. Crucea persană. E o chestiune care ține de credință, iar de roșu și albastru. Vindecarea unor chakre, chakra întâi care ține de stabilitate și crucea. Bine, și crucea persoană are 8 colțuri, n-are 4. Cu 8 colțuri, evident că ne gândim la transformare, dar ce este foarte important de transformat în această relație? Prima chakra, nevoia de stabilitate, care probabil până acum nu s-a manifestat din niște motive și văd și chakra a cincea, acest turcoaz, importanța comunicării într-un anume fel. Mai altfel. Mai altfel. Comunicați altfel. Probabil că simțiți și voi. Cu ei comunicați altfel decât cu celelalte persoane. Zic altfel pentru că totuși e o cruce persoană. Nu găsești o cruce persoană peste tot, nu? Mai ales în zona noastră. Da. Transformare. Joacă. Apare. A vrut să se arate joacă. Cavalerul de bâte. Atracție mare între voi, dar și o stare de euforie cu aceste scântei. Simt în această carte că dacă unul dintre voi are tendința să fie mai... Deși cred că între voi există o stare de voie bună, da? Nevoia de a glumi, de a vă transmite energie bună. Și dacă unul dintre voi încearcă să-și arate prin această... să-și acopere, să zic... prin această mască, prin aceste farduri, anumite stări, să știți că se simt învăluiți în lumină și în stele, când sunt în preajma voastră, vor să danseze. Interesant, ar vrea să danseze cu voi? Poate, poate. Hai să vedem ce simt referitor la relație, situația dintre voi în această perioadă. Care este situația dintre voi în această perioadă? Cei care au ales numărul 2. Situația dintre voi în această perioadă. O dată, de două ori, de trei ori. Proiecții. Creatorul.
Regele de bute, da, și 7 de cupe. Schizofrenia sau 2 de spade, în sensul că trebuie să aleagă vindecare. Știți, vindecarea vine cu prima chakra. Cu prima chakra. Dar e de vindecat și chakra 4 a inimii. Sunt multe de vindecat. Nu poți să ajungi la cele de sus dacă nu treci prin celelalte. Ideea este că în această situație, în această relație, am zis, există atracție foarte mare între voi doi. Dar ideea este, ce vrem să manifestăm sau ce vreți să manifestați 7 de cupe? Proiecția sau realitatea? În acest motiv, ei trebuie să aleagă și voi, eventual, trebuie să alegeți. Să vă vindecați, înainte de a manifesta atracție, să vă vindecați de niște răni mai vechi, de niște chestiuni, separat de relații, nu neapărat în legătură cu ei, da? De niște influențe, eventual, ca să puteți crea vindecați, pentru că dacă creați în iluzii, se va manifesta o separare. Poate chiar și este. Da? Atât timp cât visați la atracția care există între voi și nu la potențialul creator care are la bază vindecarea. Înțelegeți? Eu zic că înțelegeți. La capătul, ia uite, 2 de bâte, iar nevoia de a alege și de a vedea lucrurile dintr-o altă perspectivă, vulturul. Să aveți o viziune pe termen lung, da? Nu să vă concentrați pe detalii, pe acum, ci pe viitor. Pe soarele, interesant, soarele e și aici, pe, iar energia voastră creatoare. Posibil că unul dintre voi este creator și îl inspiră pe celălalt. Să devină și el creatorul vieții sale într-o formă sau alta, sau creativ. Iar change, schimbare. Unul dintre voi trebuie să aleagă schimbarea și schimbarea aceasta să aducă maturitate în felul în care se exprimă. Maturitate și creativitate cu aceste culori și flori. Trebuie să iasă cel puțin unul interesant, apar și îndrăgostiți. Cel puțin unul, dacă nu chiar, repet, separat, să ieșiți amândoi de niște karme cu alte persoane, din suferință, ca să puteți manifesta această dragoste. Sub orice formă ar fi, prietenie, colaborare sau chiar relație intimă, ideea e că în această perioadă, eu știu că durează, de cât timp durează această perioadă, trebuie să alegeți. Încă sunteți în căutare. Știți, când dați search, caută, uneori vine mai repede, de alte ori vine foarte greu. Masculinul, persoana. Dar nu, amândoi sunteți puternici. Am vrut să zic că persoana, că bărbatul are o energie fantastică. Dar nu, pentru că nu doar el, pentru că amândoi aveți. Bancă, văd că doamna radiază mai mult. Eventual îl inspiră pe celălalt să-și regăsească încrederea, energia, creativitatea, vitalitatea. Într-o situație în care posibil și-a pierdut-o pentru că trebuie să treacă printr-un îndelung proces de vindecare și să aleagă. Iar între proiecții. Apare și faetonul, dorința de a alege și de a merge către destinul său. Hai să vedem ce simte pentru voi, nu pentru... Ia uite, 9 de cupe. 9 de cupe simte. Multe, multe emoții și bucurie. Și bucurie. Am văzut, da, jucăușul. Simte bucurie, simte nevoia să se îmbată de emoții în preajma voastră. Dar ceva s-a pierdut. A ajuns... S-a pierdut o oportunitate din aceste motive. Nevoia de vindecare și de a ieși din proiecții.
De a vedea lucrurile în perspectivă. Ia, ce simte pentru voi numărul 2? Ce simte pentru voi numărul 2? În această perioadă. Șapte de bâte. În această perioadă trebuie să se protejeze. Să-și pună niște granițe necesare, necesare protecției sufletului său. E în perioadă de vindecare și trebuie să se protejeze. Dacă simțiți granițele personale ca fiind și în fața voastră, să știți că nu e musai față de voi, cât față de alții, dar pe de-o parte și pe voi trebuie să vă protejezi în această perioadă, cât timp se vindecă, da? Adică să nu proiecteze pe voi nici negativitatea, nici excesul de energie. Încearcă să fie oarecum în echilibru. Ah, ce multe cărți au... Ar dori să comunice clar. Știți când pică așa multe cărți, își doresc foarte mult să comunice, să manifeste. Da, ieșirea din suferință și iar, cavalerul de bâte despre care am vorbit mai devreme, să vină cu încredere. Au de lucru cu chakra a treia, au mai multe chakre de vindecat și nu doar ei, repet și voi. O dată, ce simt pentru voi, de două ori, de trei ori. Extraordinar, iar a vrut să vină. 10 de spade, împăratul, wow, împăratul și creatorul. Asul de spade, iar trebuie să aleagă. Simt că voi le dați claritate, 2 de spade. E un blocaj, da, e un blocaj între voi. Nu comunicați, nu comunicați, pentru că ei încă mai au de eliberat ori de un personaj foarte puternic și atunci eliberându-se de un personaj dominator, poate să fie tată sau un job, da? Sau, chiar dacă nu e bărbat, o persoană care geloasă, îl controlează, da? Trebuie să se elibereze de acest lucru, ca să poată să vină cu încredere, adică vor să creeze, să vină cu încredere înspre voi și să vă protejeze și să creeze ceva nou. Simt că această relație este adevărată, dar trebuie blocată pentru a se transforma, pentru a alege niște, în primul rând, eliberarea. Eliberarea de relații karmice în care au trăit în proiecții. Da, e interesant. 2 de spade, 2 de bâte. Cum vine? Ați văzut cărțile? 2 de spade, 2 de bâte. Da. Sunt la răscruce de drumuri. Și într-un fel sau altul, comunicarea cu voi, asul de spade, îi inspiră. Îi inspiră la această transformare, la această vindecare. Și își doresc să vină valetul de monede. Ia uite și la voi, ca și la numărul 1, oarecum. Să manifeste ori o colaborare, ori o relație de lungă durată, să manifeste ceva nou. Doiași. Iar își fac foarte multe griji cum se exprime emoțiile. 8 de spade și cavalerul de cupe. Cum se exprime aceste emoții și atracția pe care o simt? Și dorința de a se lupta pentru această relație, de a merge mai departe și de a crea abundență. Ei vă văd, interesant, dar în cărți apare că se realizează în destul de mult timp. Vă văd ca pe împărăteasa lor. Ca pe împărăteasa lor se văd în relație cu voi. Îi chemați la descoperirea bărbatului divin, doamnelor, eventual. Evident că poate să fie și invers, da? Pentru domn să vă gândiți invers. La capătul setului de cărți, 6 de bâte, 3 de cupe, 7 de cupe, iar 7 de cupe. 7 de cupe. Visează. Își doresc foarte mult întâlnirea cu voi, să vă atragă atenția, să vă cucerească, să vă bucurați unul de celălalt. Au multe opțiuni, într-adevăr, și ei atrag atenția. Am zis că pentru unele doamne, acest bărbat este... are o energie foarte intensă. Dar are totuși ceva de vindecat, niște relații karmice. Că sunt de familie, că sunt de profesionale, că sunt sentimentale, au de vindecat, clar. Și voi, repet,
E o spadă care este în jos. Și pentru mine acesta reprezintă gândul. Gândul la voi le dă această putere. Le inspirați, poate vă ascultă, nu doar gând, dar înseamnă și a asculta, da? Cuvintele altuia, da? Sunt deschiși, adică teacă e sabia e scoasă din teacă, sunt deschiși să vă asculte eventual și să se inspire, să se elibereze de karmă, dar iar sunt și ei între 10 de monede și 3 de cupe. Între o relație profesională, familia din care vin, nevoia de stabilitate și dorința de a se întâlni cu voi și de a manifesta victorie. Deocamdată visează la această întâlnire, se concentrează, aude cucerit cavalerul de bâte, aude și regele de spade, da? Să-și limpezească mintea și de a... Vor să facă bani. Vor să facă bani ca să vă ofere acest as de monede. O întâlnire. Interesant. Acum, hai să vedem ce simt. Despre această relație sau situația în care sunt în acest moment. Ce simt despre această relație? Ia uite. E apăsătoare, 10 de foc sau cămila. Au în cârcă, ia uite, 10 de spade. Au în cârcă multe griji, responsabilități în familie, la locul de muncă. Îi apasă ceva, dar nu din cauza voastră, cât din cauza responsabilităților și proiecțiilor în care au trăit. Ce simt despre această relație? O dată, de două ori, de trei ori, numai de două ori. Ia uite, tarantula. Tarantula. Au niște... Sunt... Situația dintre voi este oarecum în stand-by cu doi de spade, de două ori și doi de bâte, iar... De două ori. E oarecum stand-by, în așteptare. În așteptare, repet, că cineva trebuie să se elibereze de o situație iritantă. Și să-și regăsească încrederea. Că pot să fie de ajutor, stabil, pentru voi. Uite, am vorbit de transformare, fluturele. Și ea, transformare emoțională, scoica. Sufletul lor vibrează altfel în preajma voastră. Sufletul lor a fost închis, dar în preajma voastră începe să se deschide eventual să se manifeste acea perlă. Da? În această transformare ei generează perla. Ce simt pentru voi în această perioadă? Numărul 2. O dată. De două ori. De trei ori. Asta e? Elefantul. Iar regele de bâte, multă atracție sexuală. Deci sunt foarte atrași din punct de vedere sexual de voi. Foarte atrași. Dar, ce frumos este, că focul acela inițial, chakra întâi, a doua, creatorul și baza și nevoia de stabilitate pe care au zdruncinat-o în relațiile karmice, în proiecțiile pe care le-au trăit, da? 4, da? 4 e stabilitatea, prima chakră și creatorul, a doua. Deci primele două chakre trebuie să se transforme ca să manifeste focul creator în conexiune cu, eu știu, scopurile înalte. Își doresc foarte mult să vă protejeze iar cu elefantul și împăratul să spargă blocajele care stau în calea voastră și în calea lor. Elefantul e extrem de puternic, e Ganesha. Și Ganesha vine cu energia ancestorilor, a străbunilor. Pentru cine o fi acest mesaj, probabil că o să simțiți la un moment dat, nu musa imediat când ascultați. Puteți să simțiți mai încolo. Dar e o chestiune care ține de ancestori, de familie. Te simți că ați mai fost împreună cândva?
veți afla când veți comunica, evident. Iar și acest personaj este foarte, da, bine făcut. Bine făcut. Interesant. Dar a trecut prin multe bătălii, e rezistent, e stabil, e de pe termen lung, gândește pe termen lung, interesant, da? Că am vorbit de vulturi. Gândește pe termen lung, e un om stabil, în principiu. Dar are niște lucruri de vindecat. La capătul setului de cărți, crocodilul până atunci vă urmărește și eu, uite, interesant, da? Uite, stă, își ține focul în spate, își reține și comunicarea, dar sunt atrași de voi ca fluturile de flacără, da? Simt că îi transformați, voi îi transformați, energia voastră, lumina voastră îi transformă și totuși ei stau și vă urmăresc cu crocodilul, cu gazela, da? Își rețin și emoțiile și pasiunea, vă urmăresc. Crocodilul e prima carte în seria de apă. Da, vă urmăresc. Clar. Și faptul că a apărut acest crocodil, încă mi-au de vindecat niște emoții negative din alte situații, nu musai din situația voastră. Hai să vedem ce alte mesaje mai vin. Ce mai simt pentru voi? Cei care ați ales numărul 2, crucea persoană. Ce simte persoana la care v-ați gândit pentru voi în această perioadă? Ok, o dată. 2. Uf, hai mă. Vai, îndrăgostiții, dar a venit pe orizontal. Iar e o chestiune de alegere importantă, să renunțe la o relație karmică pentru a manifesta ce urmează să se manifeste frumos între voi doi. Că e prietenie, că e relație de... Dar dragoste, este dragoste, este dragoste, dar se vindecă 4 de spade. Se vindecă. Simt, ia uite. Multă bucurie. Focul, soarele, flăcările gemene pentru unii, uite, regele de foc. Măi, iar nu știu câte oară, deci au foarte multă pasiune, o rețin. Pentru că au de vindecat, poate au de lucru cu această energie sexuală. Probabil că sunt foarte, ei foarte, care cuvântul, măi, ce-mi scapă, potenți. Da? Potenți. Și atunci atrag atenția altor persoane și vor să vindece aceste aute. Și aici mâna este pe chakra a doua și a treia, Acum, ce simt? Odată, de două ori, nevoia să vă sărute, să fie tandri cu voi de trei ori. Regele de foc iar a reapărut. 9 de cupe. Uai. Și 7 de băte. Deocamdată nu arată cu 7 de băte. Nu arată, iar. Emoțiile și atracția fizică. Ia uitați-vă cum se uită. Ia uitați-vă cum se uită. Da, am zis crocodilul, se uită. Treceți pe lângă ei și se uită așa cu coada ochiului. Și simt speranță, simt emoții. Am văzut 9 de cupe și mai devreme, dar nu arată. E totuși acest întuneric care trebuie străbătut întunericul, reprezentând necunoscutul, vindecarea, da? Sunt defensivi, încă nu arată. Poate că și voi aveți o atitudine foarte intensă, defensivă și aici își caută și tacticile, dar nu simt că ar fi musai, ai nevoia de tactică, cât e o protecție, încearcă să vă protejeze și pe voi, acest proces de transformare și vindecare, zic transformare, dar ține, această transformare ține de vindecare unor chestiuni. 9 de spade. Mai au probleme cu 9 de spade și marele preot. Au probleme acasă. Oricum, da, un personaj important acasă. Tatăl. Marele preot. Un personaj rigid în viața lor care le creează probleme. Trebuie să-și găsească spiritualitatea, bărbatul divin din ei. Oh.
Acum hai să vedem alt mesaj pentru numărul 2. Cei care ați ales numărul 2, ce simt pentru voi în această perioadă? Ce simt pentru voi în această perioadă? Uf, ia uite, și asta vrea să apară. Angel of Jupiter Awaken. 6. 6 înseamnă echilibru. Dar îi treziți la... Voi sunteți ca un înger, îi treziți la spiritualitate. Jupiter înseamnă expansiune, dar manifestată până acum la nivel de fizic. Pentru că Jupiter guvernează și peștii, dar și săgetătorul. Săgetătorul care este pătimaș în felul său de a fi uneori, da? Dorința de a explora diferite relații și a adus probleme, da? Acum, Jupiter Awakened. Îi treziți? Ah, ce frumos mesaj! Își doresc, ce simt! Își doresc. Așa a venit mesajul, așa îl transmit. Își doresc să se trezească lângă voi. Da? Să se trezească lângă voi, să dormiți împreună și să se trezească lângă voi. Ce frumos mesaj! Să dormiți, să visați împreună și să se... Poate ați avut un vis. Poate ați avut un vis, voi sau ei, legat de această relație. Ha, interesant. Ce este templu? Aici este... Vor să fie super puternici să creeze un templu. Această relație să fie un... Ia uite, bărbatul și femeia divină. Să fie o relație foarte puternică, care iese din șabloane și se construiește, nu știu, e o chestiune care ține de durabilitate. Ține de generații. Să creați, ce mai, ce mesaj. Să creați ceva atât de important și de, nu extravagant, cât să atragă atenția mulțimilor de la distanță. E interesant, acum văd, în acest moment, poate altă dată o să văd altfel, acest templu îl văd ca pe Statuia Libertății. Are legătură, oare ce îmi scapă? Spuneți-mi și mie ce orașe, dacă are legătură acel oraș cu voi, posibil. Sau cu ei, nu știu, dar e o chestiune de libertate, de gândire, de creație. Aici sunteți voi, albi, puri, vindecați. Interesant, deasupra unei mulțimi. Și aici altă lume, măi, deci un simt, templu ține și de turn, de o separare necesară pentru o reconstrucție foarte importantă. La capătul setului de cărți, îndrăgostiții, iar îndrăgostiții, dar în lumină, în stare pură. Eventual, vă mai întâlniți, dragii mei, în alte dimensiuni, din când în când. Interesant. Îndrăgostiții. Da. Ring of Time. Este Saturn. Numărul 44, să vă spun ceva, 44-8 face metalarea în Scorpion. Energia Scorpionului în această perioadă. Deși ascultați oricând, este energia Scorpionului. Casa 8-a, planete în casa 8-a, Scorpion ceva. Dar este și Saturn. Trebuie să aveți răbdare în această dragoste. Uf. Mesaje. De la ei pentru voi, numărul 2. De la ei pentru numărul 2. Mesaj de la ei pentru voi, numărul 2. De la cei la care v-ați gândit, evident. Mesaje de la ei. De la suflet către suflet. Un mesaj. Sau, câte vreți voi. Să transmiteți pentru numărul 2. Mesaje pentru numărul 2. De la suflet la suflet. Marile iubiri necesită răbdare și transformare. Ah, miracole și binecuvântări. Ce spune? Everything has its gift. Voi sunt, vă văd ca pe un dar. Vă văd ca pe un dar în viața lor. De când vă cunosc, interesant, este și toamnă. Toamna aceasta se va întâmpla un miracol între voi, o binecuvântare pe care o vor simți ca pe o binecuvântare. Începe să culoage, interesant, culegeți roadele,
acestei așteptări, acestei vindecări, asta este binecuvântarea și miracolul. 13 este moartea, numărul morții, da? Moarte și renaștere. Miracole, se va, iertare. Posibil ei au de iertat și voi trebuie să iertați o romanță, o altă romanță, interesant. Poate că, da, da. Dacă ați fost voi, dacă voi ați fost într-o romanță, trebuie să iertați acea romanță ca să se manifeste transformarea și miracolul și binecuvântările în relație cu ei. Posibil, cum am zis mai devreme, și ei trebuie să vindece, să ierte o romanță, o relație karmică. Ai. Love hurts. Love hurts. Nu mai știu melodia, n-am mai ascultat-o de mult. De mult. Așa am simțit. Love hurts. O să caut. Dacă uit, aduceți-mi aminte să o pun. Love hurts. Da, dragii mei, marile iubiri trec prin provocări. Cu cât sunt mai rapide poveștile de dragoste, cu atât se termină și mai repede. Și se termină nevindecate, netransformate. Turnul. Statuia Libertății. Acum, dragii mei, cei care ați ales numărul 2, cam asta e. Aș vrea să vă gândiți, nu știu, să-mi spuneți unde e acea statuie libertății, că acum îmi scapă și mie unele lucruri, pentru că trebuie să mă concentrez pe alte detalii. Eventual, care ar mai fi ideea? E o flacără, da? În acel turn, acea statuie a libertății ține o flacără. Flacăra aceasta, focul ăsta creator pe care voi îl puteți manifesta împreună și să-l arătați întregii lumi. Interesant cum vine mesajul acum la sfârșit. E o flacără a libertății de gândire, de creație, de manifestare și de vindecare. Vai, ce mesaje! Mai, dragii mei! Pa, vă pup! Cei care ați ales numărul 3, peștișorul. Peștișorul care are o problemă cu codița, așa a pierdut o parte din codiță în această relație, un pic direcția. Dar vă ajut eu, dragii mei, o să schimb codița și vă ascultați și talarea pentru pești dacă aveți planete în pești. Dacă nu, dar poate că nu aveți planete în pești și totuși, nu știu, ceva se va potrivi dacă ascultați acea etalare. Rămâne de văzut. În fine, v-ați pierdut un pic direcția. Interesant, misiunea în această direcția înseamnă misiune, da? Direcția în viață. V-a derutat. Ho, 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 mersi de... Mersi. V-a derutat acest personaj. Vă derutează eventual. Dar, dragii mei, lăsați-vă un pic în voia lor, în voia Creatorului. A trebuit să treceți ca să învățați, ca să încheiați un ciclu, da? Ciclu pentru că este a 12-a zodie și, de acum încolo, manifestați, da? Numărul 1, da? Berbecul. Eu vorbesc de case, nu de zodii. Manifestați altceva. Că e în această relație, că e în relație cu voi, poate ei simt acest lucru, că și-au pierdut direcția sau că, oh, 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 mersi, poate ei, de fapt, conștientizează că până acum, în acest ciclu pe care trebuie să-l încheie, mulțumesc, să-l încheie, n-au avut o direcție. Și relația cu voi, că am zis că vă redresez eu, relația cu voi îi va redirecționa înspre misiunea lor. Puh, interesant. Wow. Ce simt? Simt multe emoții. Visează la voi, apropo de zodia peștilor, a 12-a. Chestiune care ține de spiritualitate într-o formă sau alta. Vom vedea dacă se arată acest mesaj în această etalare sau la care etalare. O să vă mai gândiți la voi la ei. Haideți să vedem, dragii mei. Simt multe emoții, da? Multe emoții. Acum, hai să vedem situația dintre voi doi în acest moment. Ce mi-arată cărțile? Legat de voi doi în această perioadă. Situația dintre voi doi în această perioadă. Numărul 3, cei care ați ales peștișorul. Peștișorii sunt drăgălași, dragii mei. Sunteți un dar
Știți, peștișorul de aur, sunteți un dar în viața lor. Special. Wow, participare. Patru debute cu alte cuvinte. Clinging to the past, interesant. Cinci de cupe. Wow, curajul. Puterea, cu alte cuvinte. Și 10 de monede. We are the world. Să creeze o nouă lume. La capătul setului de cărți, receptivitate sau regina de apă, apropo de peștișorul. Da? Iar îi învăța să crească, să-și descopere o nouă conștiință. Este un nufăr, da? Eventual să-și vindece multe chakre, să învețe să fie receptiv, să fie receptiv la emoții și să manifeste abundența din această perspectivă a inocenței și a receptivității. Wow, dar ce avem? Lună, marea preoteasă. Regele de monede, l-am văzut și pe el, dar ce mai este aici? Ce simt pentru voi? Sunteți inocenți într-o formă sau alta, în sens spiritual. Aveți o energie vindecătoare, aveți un mister, tăcerea. Probabil că a fost tăcere între voi, dar tăcere necesară, iar tăcerea și vocea interioară, tăcerea a fost necesară ca ei sau și voi, și unul și altul, să vă ascultați vocea interioară. Se dărâmă ceva, niște ziduri în viața cuiva. Se întâmplă o eliberare de un trecut, pentru că, uitați cum este. Participare. Unul dintre voi participă la această relație. Participă cu multă pasiune, patru de bâte, să creeze stabilitate, e o cruce, da? Stabilitate, să vă adunați forțele, tot încearcă unul dintre voi, poate că voi, poate că ei, da? Unul dintre voi încearcă să participe cu credință, cu spiritualitate și cu pasiune să creeze ceva stabil. Stabil poate să fie și o prietenie, da? Nu neapărat relație de amor, dar... Am senzația că aceste două cărți reprezintă două persoane diferite. Celălalt atârnă de trecut. Posibil că ei încă mai atârnă de trecut. Și trebuie să-și facă curajul să spargă, apropo de ce am zis mai devreme, blocajul, ați văzut, dați în urmă cartea, blocajul pe care l-au creat ei până acum în viața lor fără direcție, ca să veniți împreună și să creșteți împreună într-o formă sau alta. Să creați ceva împreună. În primul rând, să înfloriți împreună. Unul dintre voi este mai mic în această direcție a spiritualității, a abundenței, nu neapărat a sporului financiar. Abundența înseamnă mult mai mult. Înseamnă o vibrație înaltă. Aici este soare, da? Ce mai simt? Simt că amândoi sunteți puternici, chiar dacă unul e mai mic, mai firav. Nu simt musai că sunteți voi. Vedeți cum vă simțiți. Dar împreună puteți să creați o nouă lume sau o nouă lume pentru voi doi sau o nouă etapă în 10 de monede. Puteți să călătoriți împreună prin lume și să îmbrățișați noi experiențe împreună. Dar pentru acest lucru trebuie să-și facă ei curaj. Ei trebuie să-și facă curaj. Sorry, eu așa simt. Ei trebuie să-și facă curaj și ce apare? Apare numărul 8, să se transforme. Să iasă din blocaje, din această pietrificare. Aș vrea totuși să clarific, totuși. Clinging to the past. Clarificăm cinci. Atunci clinging to the past. Da. Clinging. Clarificăm cinci de cupe. Da. Clarificăm cinci de cupe, te rog frumos, pentru numărul 3. La cine se referă? Ia uite. Aici este. Ei n-au încheiat. Ei n-au încheiat încă povestea cu voi. Și n-au încheiat și alte capitole în viața lor. Dar este lumea, dar a venit lumea invers. E un capitol care nu s-a încheiat în trecutul vostru,
totalitate. Este un triunghi pentru unii amoros sau, da, cu marele preot, ori o căsnicie toxică, ori o căsnicie, da, toxică înseamnă cu, în care se manifestă codependență, triunghiuri amoroase pentru unii, sau există în preajma unora dintre voi, ei sau voi, o energie foarte toxică, adictivă, codependentă, se creează, da? Mai dăm o carte. Ce simt? Despre această relație. Că trebuie să se implice cu credință, cu pasiune. Dar de ce atârnă de acest trecut? Mai dăm o carte pentru acest trecut odată. Doi. Trei ori. Împărăteasa. Creativitate. Trei de bâte. Este o situație la distanță pentru unii dintre voi care vă pun în așteptare și pe ei și pe ei. E o aventură, e o nouă aventură, e o nouă relație la distanță pentru unii. Ce simt despre această relație, care are un potențial deosebit, da? Și curajul și creativitatea de a genera o abundență specială. Dar asta se va manifesta doar când se încheie un capitol care încă nu e încheiat, în care posibil ei sau voi, unul dintre voi, încă atârnă de trecut. Pentru că e variabile, totuși etalare colectivă, da? Acum, hai să vedem. Ce simt? Simt că voi sunteți femeia lor divină, persoana pe care o doresc, care le dă putere și cu care pot să creeze ceva special. Dar pentru acest lucru trebuie să manifeste implicare și curaj. Curaj! Transformare. Ce simt despre voi? Celelalte cărți erau. Dar interesant, am amestecat iar de eu. E o poveste de dragoste în care trebuie să vă eliberați de trădări, de 10 de... să renașteți. Simt că voi vreți să renașteți, interesant, voi vreți să renașteți în această poveste, posibil, pentru unii dintre voi am amestecat, nu ar fi trebuit, dar așa a fost să fie, da? Dar posibil voi, doamnelor, vreți să renașteți în această poveste de dragoste. Ce simt? Ok. Ce simt despre voi? Ia să mai facem așa, că era foarte mult soare când am început etalarea. Ce simt despre voi sau pentru voi în această perioadă? Aici a fost relația. Șapte de spade. Deci până acum fug. Ce simt? Am zis ce simt pentru voi? Fug! De ceea ce simt pentru voi. Clar! Încearcă să fugă, să aibă stare, să se joace mental. Nu sunt în stare încă să aleagă, pentru că nu s-au eliberat de un trecut, eventual, poate cu soția, dar trecând peste soție sau mamă, am zis, voi aveți un potențial foarte special împreună, însă, clar, ei nu s-au eliberat de trecut. 5 de spade. Creează jocuri mentale. Prin faptul că nu pot să decidă deocamdată, vor să iasă, ce simt despre voi, ar dori să fugă de emoții, dar n-au cum. N-au cum să fugă de emoții. Trebuie să se vindece de acest stil. Eventual de niște decepții și de stil lor foarte dezamăgitor. Hai, o dată, de două ori, ce simt pentru voi, de trei ori. Tem cărțile.
Așa e mai bine. Împărăteasa de dur vine împărăteasa. Sunteți femeia perfectă. Sau bărbatul perfect. Da? Extrem. Wow, dar și independent. Preîmpărăteasa și împărăteasa. Aș doresc să fie soția voastră. Soțul vostru sau voi să fiți soția lor, eventual. Da, vedeți voi pe acolo. Așa. Voi sunteți foarte independente, doamnelor, eventual. Ieșiți din colivie, da? Ieșiți din norme. Aveți căutări înalte. Și faceți alegeri bune pentru voi, independența voastră și sporul vostru. Wow! Dar, împărăteasa înseamnă și soție sau mamă. Vor să fiți mama copiilor lor, să fiți soția lor. Dacă se eliberează de altă soție, își doresc. Da? Ia uite, magicianul și patru de cupe. Urmat de, ia să vedem, urmat de patru de cupe. Dar, că puteți să manifestați tot ce vreți voi. Eu așa simt. Aveți o forță. Eu cred că voi sunteți cei cu forța mai mare decât ei. Pentru că ei încă sunt în trecut. Ia? Patru de cupe, cinci de cupe. Au pierdut ocazia. Au pierdut ocazie pe care o plâng. Asta simt, sorry. Adică poate că nu e nevoie să zic sorry, pentru că dacă ei au fugit de sentimente și v-au pus în această stare de dezamăgire, de lacrimi, de suferință, acum simt că și voi, că ia și pe evalu, da? Lacrimile și suferința, o vor simți. Dar voi vă doriți un nou început. Sunteți pe cale să alegeți. Interesant. Sufletul vostru pereche. Ai. Împăratul. Dar ei vor să fiți... Da, ei vor să-i alegeți pe voi. Interesant. Eventual vor să comunice că v-au ales pe voi și că... Așa zic ei. Că voi sunteți puternici împreună. Acum, vedeți și voi. Cât de puternic poate fi un împărat sau cât de adevărat împărat este acest personaj dacă a fugit de emoții. La capătul setului de cărți, 8 de băte. Distanță, nevoia de vindecare. Ia uite, iar a fugit. Eventual vrea să fugă din poziția de soț, de ei. E o situație de trio pentru unii dintre voi. Pentru unii, nu pentru toată lumea. Au fugit de vindecare și s-au aruncat în profesie, eventual, în bani, în făcutul banilor, dar au de vindecat. Au de găsit lumina prin această conexiune foarte emoțională. Ce simt? Nevoia de comunicare cu voi, nevoia de a veni mai aproape de voi. Pentru că voi, am zis, voi vreți să renașteți în această dragoste. Care v-a apăsat și în care s-a manifestat mai mult ego-ul. Patru de cupe, cinci de cupe. Da, vor să vorbească. După ce au pierdut ocazia și v-au adus lacrimi și au suferit și ei. Vor să vorbească. Magicianul. Aș vrea să clarific. Ia de-mi o carte. Asta e o carte pentru acest magician. Am văzut și roata norocului. Au venit foarte greu. De ce? Pentru că încă lucrează la ce lucrează. A, stau și lucrează. Sunt precauți, iar posibil să fie trio, dar nu pentru toată lumea. Încearcă să se reconstruiască eventual după o situație în care n-au avut spor. 7 de spade n-au avut spor în celelalte relații. Dar cu voi simt că pot să aibă spor. 7 și cu 3, 10, da? 10, eventual 11, da? Lucrurile... Și relația dintre voi a mers greu din cauza acestui stil de a fi precaut, pentru că așa, poate sunt și obosiți de prea mult lucru în relații fără spor, dar nu-i mai scuzați atâta. Totuși, magicianul, ce mai are? Uite, regina de spade. Gemeni, balanță sau vărsător?
pe de altă parte și voi vorbiți. Vorbiți deschis despre faptul că ați obosit să lucrați în relație și să comunicați în relație cu ei și relația se dezvoltă foarte greu pentru unii. Da. Ați obosit să-i așteptați. Pentru că nu pot să aleagă. Da? Și pentru că îți construiesc foarte greu. Hai să vedem ce simt. Multă atracție, chakra a doua, da? Zvâgnește. Da, văd lucrurile, își văd sexualitatea altfel în relație cu voi. Ce simt despre această relație? Da. Ia o stea, albina. Da, le creează ceva. Este și dulce. Bittersweet, bittersweet, da? Și dulce, dar și înțepătoare și riscantă și periculoasă, da? Dar cu potențial de transformare. Iar nevoia de comunicare este foarte importantă, cel puțin pentru unul dintre voi și nu doar pentru unul dintre voi, pentru această relație. Dacă nu comunicați, nu se realizează nimic. Simt și multe emoții. Ia uite, scorpioni, vai și ce geloși sunt. Simt multe emoții. Vai, dar ce geloși sunt. Ia uite, acaparatori, ce geloși sunt. Dacă sunteți cu marcaj în semn de apă, simt că sunteți persoane foarte profunde, foarte intense, cu o experiență specială de viață, dar simt multă gelozie și obsesie și posesivitate. Ia, ce simt pentru voi? O dată, de două ori, de trei ori. Ia uite, vulpița. Vulpița în aceste de cărți reprezintă partenerul de viață, the mate, da? Partenerul de viață feminin. Vor să fie, să fiți partenerilor de viață, dar, ce mai simt? Simt că comunicarea dintre voi s-a schimbat. Unul dintre voi a fost foarte orgolios. Eventual unul dintre voi atrage atenția și îl face pe celălalt. Dacă voi atrageți cu preîmpărăteasa și împărăteasa, eu așa simt, da, atrageți atenția și ei sunt foarte geloși. Da. Comunicarea dintre voi s-a schimbat. Dacă ați fost foarte amabil, interesant, ați devenit mult mai regina de spate, da? Iritanți. Iritanți pentru orgoliul lor. Unul dintre voi trebuie să crească din punct de vedere emoțional. Ce mai simt? Simt electricitate în preajma voastră, apropo de pisica de mare electricitate. Niște emoții pe care nu le-am mai simțit totuși. Și o senzație de pericol. Este periculos de frumoase și de puternice, doamnelor. Evident că poate să fie și invers, domnilor. Da. Deci își doresc să fie eventual perechea voastră, chestiunea. Inversați un pic mesajul dacă sunteți domni care ascultați această... am zis că mai iau din seria aceasta de cărți. Ce simt pentru voi? Of! Măi! Foc, pasiune, foc, foc, foc și, ce? Și lumea. Oh, ce scârție și scaunul ăsta. Deci, foc, pasiune. Sunteți pline de pasiune, pline de creativitate, dar simt și eu un foc, da? Lisez. O scoală păr un cap. Dar, simt că un capitol s-a încheiat, este lumea. Aici este lumea în poziție normală, acolo invers. Un capitol s-a încheiat. Ori voi vreți să puneți capăt acestui capitol, da? Și să vă ridicați deasupra poveștii. Cu 10 de spade, unii dintre voi. Ia uite, 2 de bâte. Să alegeți. Pe de altă parte și ei trebuie să aleagă. Ia, să le pun cărțile. Ia. O dată, ce simt pentru voi. De 2 ori. De 3 ori. 4 de cupe, iar revine de 2 ori 4 de cupe. Eremitul. Wow.
magicianul, ia uite, încă nu știe, încă nu poate să aleagă. Trebuie să aleagă să vorbească magicianul de două ori. Doi de spade. Iar asul de spade înseamnă comunicare. Trebuie să aleagă să comunice, ia uite, prințesa de foc. Prințesa de sau valeții reprezintă comunicare. Să exprime atracția, să exprime, mai bine zis, să inițieze, să-și facă curaj. Pentru că sunt în această stare în care ei sunt în căutarea luminii. Eremitul, fără direcție, am zis. Regretă, patru de cupe, încă plâng. Că au pierdut ocazia unei noi iubiri. Magicianul. Zece de cupe. Simt multă. Unul dintre voi? Nu, eu cred că... Da. Mai dăm o carte. Prințesa de foc se reprezintă o dată. Doi. Regina de pământ, dar a venit pe orizontal. Zis că vrea să renunțe la o femeie pentru voi, doamnelor. Regina de pământ pe orizontal. Din cauza acestei atracții. Mai, nu vreau să vă crez. Și totuși există de lacrimi. Tăcere, e tăcere între voi cu eremitul, clar că e tăcere, nu comunicați, sau n-ați comunicat, de-aia apare și comunicarea, foarte importantă în relație. Vedem, ce simt despre voi? Ce simt despre voi? Asul de monede. Cinci de cupe. Vor o nouă relație cu asul de monede și asul de spade. Dar am senzația că și voi vreți o nouă relație. Clarificăm asul de monede. O dată. Două. De trei ori. Da, să conceapă ceva. Fericirea vieții lor. 10 de cupe. Ia uite, asul de spade. Regele de spade, iar marcaj în gemeni, balanță, vărsător. După decepțiile care vi le-au creat acești oameni, trebuie să vină cu adevărul, da? Trebuie să vină cu adevărul, uitați, adevărul. Despre ceea ce simt, despre ceea ce, ce creează, ceea ce vor să aleagă să vă aleagă pe voi. Două suflete, da? Sufletele lor perechi, așa zic ei. Și să fie împăratul pentru împărăteasă, da? Să fiți cuplu perfect, acela puternic. Dar voi sunteți cei care alegeți. Cei care ascultați la numărul 3. Voi sunteți cei care alegeți. Uite, Legacy of Light. Vor să creeze o moștenire? O avere? Un spor special? Ce mai simt despre voi? Numărul 3. Da, mare grijă cu magicianul. Poate că și 7 de spade. Clar au încercat să manipuleze o situație, pentru că n-au fost în stare să se libereze de trecut și să închidă un capitol. O carte. Dată. Asta. Și asta. Eternal Touch. Aveți o atingere foarte subtilă, 2 și cu 7, 9. Eventual își doresc să vă atingă în eter, dar pentru că nu sunteți împreună, pentru că nu sunteți în contact. Am văzut eremitul, da? Și lacrimile, decepțiile. Dar și voi aveți o atingere specială, interesant, vor să construiască ceva deosebit. Towering Magnificence.
vor să construiască ceva împreună cu voi. Eu, îndrăgostiții, oarecum seamănă. Exact, același lucru s-a terminat și la numărul 2, dar nu zic musai că are legătură. E chestiune de timp în această poveste de dragoste. Până când vor reveni viața voastră ca să construiască ceva. Acum, voi sunteți cei care alegeți. Voi cei care ascultați. Pentru că se vede că ați fost decepționați cu 4 de cupe și 5 de cupe și am văzut de mai multe ori și 5 de cupe și apare iar 4 de cupe de 2 ori, eremitul, tăcere, doiuri de astea, doi de spade, nevoia de a alege, atârnarea asta de trecut. Sunteți lumină în viața lor. Un mesaj de la ei pentru voi, cei care ați ales numărul 3. Be willing to express love. Își doresc să exprime dragostea? Exprimă dragostea ca să primești dragostea. Așa zice cartea. Numărul 6. 6 este echilibrat, da? 6 ține de îndrăgostiți, apropo. La arcana îndrăgostiților. De alegerile care le facem în dragoste. Trebuie să învețe să exprime dragoste ca să primească dragoste. Ce mai zice? Fiți în prezent și visați la viitor. Păi nu, visul ăsta... Și trebuie să mai și visezi la viitor ca să știi totuși ce proiectezi, ce manifesti. Că cineva a zis că nu e bine să fii în viitor. E bine că de-aia zice, măcar din când în când, să visezi, să manifesti, să proiectezi. Că altfel, dacă mergi așa fără direcție, n-ajungi nicăieri cum au mers ei până acum fără direcție. Și aici aveți răbdare. Practicați, își doresc să aveți răbdare cu ei. Îți doresc să aveți răbdare cu ei. 17 se reduce la 8, transformare. Dacă aveți răbdare, ei se vor transforma. Dacă aveți compasiune față de ei... Bănuiesc că voi sunteți cei autentici, pentru că ei până acum au fugit, da? Cine fuge de orice ar fi în viață nu e autentic, da? Da, fiți autentici. Singurul lucru real este dragostea. Dragostea dintre voi este singurul lucru real din viața lor. Să. Vreți să aveți răbdare cu ei? Ei trebuie să învețe să se iubească și să acționeze. E ca și când sunteți împreună, dacă vor să manifeste această întâlnire și acest suflet pereche și acest parteneriat. Dar, dragii mei, orice vor ei, este problema lor, ce vor, ce simt, ce gândesc, ce intenționează, ce acționează. Problema cea mai mare este a voastră, dacă sunteți de acord cu acțiunile lor, cu simțurile lor, cu gândurile lor, cu da? Deciziile lor. Sunt două persoane într-o relație. Da. Deci nu, niciodată, cei care mă ascultați, nu depindeți sau nu vă mulați în totalitate după celălalt. Trebuie să vă păstrească decât independența. Acum, e o situație mai specială la numărul 3. Cam așa se întâmplă întotdeauna la numărul 3. Ceva, mai multă suferință, mai multă încrâncenare, mai multe lucruri, nu doar de vindecat. Că am văzut vindecare și la numărul 2, nu știu. Întotdeauna la numărul 3 e altfel. E altfel. Dar sper că v-a plăcut și ați rezonat, da? Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup! Ne vedem la următoarele etale! Ciao, ciao!